Mami, știi ce zi e azi? Da. Ce zi e azi? Astăzi este Sfântul Ion și pe papa îl cheamă și Ionuț. Este ziua lui papa. O să iau... Ce o să iei? O să-i facem un tur lui papa? Nu, o să facem supereroi. Supereroi, dar nu vrei să-i facem un tur lui papa? Mă ajuți? Hai aici. Hai, trecem partea asta, că pe tine te pun să faci frișca. Hai să-i facem un tort lui papa, pentru că este ziua lui, trebuie să-i facem un tort surpriză. Vrei? Stai acolo puțin. Stai acolo puțin ca să-i facem lui papa un tort surpriză. Stai să pun eu aici blatul. Aia, dar nu, să n-apeși încă, mami, că trebuie să spun întâi ingredientele. Stai puțin. Uite, punem aici, că aici o să pun eu blatul. Stai așa puțin. Și îți dau imediat să faci frișca acolo, da? Și eu să fac aici pe foc crema. Da? Eu o să fac crema și tu o să faci frișca, vrei? Ia să vedem. Uite, luăm de aici blaturile. Astea o să le punem aici. Așa. Hai să vedem cum se face frișca asta, ca să-ți dau ție de... Așa, cel puțin, așa, se face spuma, așa. Mod de preparare, nu știu ce. Cum se face, mă? Pentru mixare... doar faci de ăsta, mami. Deci eu spun ăsta și tu după aia faci cu ăla, da? Hai că-ți explic imediat. Uite, punem asta aici. Și după aia tu doar o să faci cu mixerul până se întărește asta. Știi ce zic? Unde? Îți arăt eu imediat, că stai să o vărsăm pe asta. O facem toată ca să-și păpăm și noi? Da. Bine. Așa, stai puțin. Stai să... Da, și fii atent acum. Vârcă-te aici sus. Ca să stai bine. Stai în genunchi, stai în genunchi. Așa. Te trag eu aici mai în față ca să poți să stai bine. Și fii atent, facem așa, dar aici înăuntru trebuie să faci. Ușor, ușor, mă. Stai puțin, mai sus, mai sus. La spălătorie! Da, mami, da, la spălătorie facem. Ia. E bună? Îți place? Ia. Mama! Vrei să mai facem un pic, să mai batem? Nu. E bine așa? Hai să mai batem. O băgăm puțin la frigider, da? Acum. Nu. Pe baza, mami, trebuie să o băgăm puțin la frigider. Până facem crema. Da? Stai să o bag un pic la frigider și să ne apucăm să facem crema, bine? Mă ajut și la cremă, da? Ia să vedem, să luăm... Păi așa trebuie, mami, se bagă puțin la frigider până facem crema. Uite, crema o facem aici, într-o oală. Stai să vedem cum se face. Așa, deci prima oară se adaugă așa. Stai să văd ce pun. Deci făină, lapte, margarină, 2 ouă. Nu fac eu mai tare. O să fac eu foarte bună. Ca tartă. O faci tu foarte bună, că m-ai făcut tarta? Da. Ia, stai să pun eu făina aici. Stai, las-o acolo. Lasă lingura acolo jos. Așa. Ce? E răbdare. Făină? Da. Cum amestec noi. Cum am făcut și noi. Tartă cu făină. N-am făcut tartă cu făină, am făcut-o cu biscuiți, mai știi? Stai să facă Sana puțin, stai așa. Așa, după aia punem laptele și apoi o punem pe foc, da? Și o lași pe Sana să mestece, că trebuie mestecat așa foarte repede, știi? Ce? Și constant. Și după aia facem împreună la blat, da? Da. Gata? Nu. Stai puțin, că acum trebuie să adăugăm laptele. Stai, mami. Las-o acolo. Las-o, dă-i drumul. Asta câte. Nu, mami, nu sufla așa. De ce sufli? Și o punem aici, da? Ia să vedem. Și acum adăugăm treptat lapte. Până la 1 litru, da? Și adaugă treptat laptele. Mami, nu sufla. De ce sufli? Ce ai cu focul? Nu suflăm la aragaz. Nu suflăm, că avem nevoie de foc ca să putem să facem crema. Înțelegi? Dacă tu sufli și se stinge focul, nu mai avem foc. Și nu mai avem că să mai facem crema pentru prăjitura lui papa. Pentru tortul lui papa, da? De ce nu mâncăm noi? Păi mâncăm și noi, dar prima dată îi cântăm noi, mulți ani trăiască, nu vrei? De ce nu vrei? Că nu vreau asta. Dar cum vrei să-i cântăm? Un elefant. Îi cântăm un elefant? Da. E bine, mă, mami, de ziua ta ți-am cântat la mulți ani și lui papa de ziua lui îi cântăm un elefant? Da. Ți se pare corect așa? Da. Nu-i corect. De ce tragi de acolo? Ce ai luat acolo? Tu nu vrei să scoatem alunițele alea, cred. Uite că papa mă pune să le scoatem. Nu vrei să le scoatem? Nu. Vrei să le păstrăm acolo? Da. Bine, mami, nu le mai scoatem. Nici eu nu pot să-mi fac treaba liniștită dacă nu știu ce face el în casă. Plus că la scară încă nu ne-a pus balustrada aia și mi-e frică cu el când urcă pe scări și când coboară, sunt într-un stres continuu și zic nu, zic trebuie să stai aici și trebuie să-l conving cumva să stea cu mine. Și la un moment dat s-a întors aminte, mi-a spus Spider-Man nu face dulciuri. Zic, ok. Zic, dar Spider-Man vrea să mănânce dulciuri? Da, zic, dacă vrea să mănânce trebuie să și facă. Vezi? Ia uite, wow, și o mai amestecăm puțin și după aia însiropăm blatul ăla și îl ornăm așa amândoi, da? Îl punem amândoi fructe pe el așa și îl punem crema, punem frișca, e gata și frișca, îți dau să mănânci frișcă, da? De ce-i supărat? Nu vrei să te uiți la mine cum fac tortul? Păi gata, că termina, uite, termin acum crema asta și ne apucăm amândoi de aia, vrei? Vrei să mă ajut la blat? Să punem ăsta zi, cum îl cheamă, compot în el? Nu. Nu vrei să mă ajuți? Nu. Păi și nu mai facem tort? Că las-o aici pe foc și mergem și ne culcăm amândoi, vrei? Păi dacă nu mă ajuți, mami, așa ne-a fost vorba, că facem amândoi, dacă nu mă ajuți, nu mai fac nici eu. Eu sunt mai fraieră, fac singură. Nu mai fac nici eu, mami, dacă nu mă ajuți. Trebuie să se mai îngroașe puțin asta și e gata, da? Imediat o terminăm, bine? Și apoi facem blatul ăla acolo. Uite aici, te muți așa frumos. Stai să-ți dau o... Mamă! Ia! Ia! Așa! Ai băgat lingura și după aia ai început să-l iei din ăla, mami, a? Așa. Stai să văd cum ce desfac eu ăsta. Am mustață. Ai mustață? Ți-ai pus mustață? Băi, mustăcioara mea, nu mă ajuți aici să vezi cum facem blatul? Nu te uiți la Venom până nu terminăm tortul, să știi. Eu o uit singură. Nu te uiți singur, dacă nu mă ajuți să facem tortul. Păi dacă nu te las, nu te poți uita, nu înțelegi? M-am apucat cu Milan să facem un tort. Milan era, nu mai avea răbdare, n-avea chef, nu era în ziua lui de făcut tort cu mine. Dragoș îi promisese că lasă să se uite la nu știu ce naiba de ceva pe televizor în orice caz și el era cu gândul numai acolo și atunci nu am mai avut treabă cu mine la bucătărie. Lasă că fac eu tortul singură și nu ne mai uităm la niciun Venom. E, uite să vezi. O să vezi apoi. De ce bâzi? Ia vino încoace. Ia vino aici. Ia vino aici. Nu am stabilit că facem împreună tortul lui papa și apoi ne uităm la Venom? Nu vreau. Păi tu... Ascultă-mă, tu știi că tu nu ai voie să te uiți la niciun Venom, da? Eu mi-am trecut peste treaba asta și te las să te uiți la Venom și tu ce faci? Bine, nu mai facem niciun tort și ne băgăm la lani. Ce spui de treaba asta? Ascultă-mă, Milan, hai să vorbim. Hai să vorbim. De ce ești bâzâit acum? De ce faci așa? Zi, de ce faci așa? N-am spus că facem împreună tortul? Nu. Ba da, ai spus că faci cu mine tortul și că apoi ne uităm la Venom. Ai spus așa? N-am spus. Bine, atunci tu ai spus că mă ajuți să fac tortul și nu m-ai ajutat. Eu ți-am spus că te uiți la Venom și nu te uiți, pentru că nu ai, fac și eu exact ca tine. Nici tu nu te ții de cuvânt, nici eu nu mă țin de cuvânt. Și așa o să înveți în viață, ascultă-mă, așa o să înveți să te ții de cuvânt. Pentru că eu dacă ți-am spus că ne uităm la Venom după ce fac tortul, o să ne uităm la Venom. Tu ai spus că mă ajut să fac tortul și nu m-ai ajutat, ceea ce înseamnă că nu ai cuvânt. Și atunci nu o să am nicio cuvânt și nu ne mai uităm la niciun Venom. Ce spui de asta? E, păi atunci ține-te de cuvânt și ajută-mă să facem ce am zis. Era mâțâit, era supărat, i-am zis, eu ți-am promis ție că te las să te uiți la ceva, tu mi-ai promis mie că mă ajut să fac tortul și trebuie să te ții de cuvânt ca să mă pot ține și eu de cuvânt. Eu încercam să-i și explic ceva, dar că el era mâțâit, nu-i mai trebuia lui niciun tort. Vezi că papa de ziua ta ți-a făcut tort ție. Tu de ziua lui de ce nu-i faci tort? El ți-a făcut ție tort de ziua ta, ți-a cântat toată lumea la mulți ani, ai avut cadouri, ai avut de toate. Tu de ziua lui papa ce faci? Spider-Man nu poate dulce. Păi da, da, Spider-Man mănâncă, atunci deci nici nu mănânci. Nici Spider-Man nu mănâncă tort, nu? Păi și atunci de ce ai mâncat tort azi? Atunci nu-ți mai dau nici ție tort. Ba da. Păi cum adică? Spider-Man nu face, dar mănâncă? Cum vine asta? Punem bananele și fructele? Uite așa? Uite să le așezăm așa. Nu mă ajuți? Bine. Las că le fac eu singurică. Dacă nu vrei să mă ajuți, nu te oblig să mă ajuți. Nu poți să te uiți, că trebuie să așteptăm să pornim televizorul după ce termin tortul. Deci tot trebuie să aștepți. Și dacă mă ajuți, dacă nu mă ajuți, tot trebuie să aștepți până termin eu tortul, dacă vrei să te uiți la Venom. Plecat. Dacă am făcut-o pe grabă și el nu a stat, că el de obicei stă lângă mine. Și dacă stă lângă mine, eu pot să-mi fac lucrurile liniștit, să fac adică tortul ăla l-am făcut cu Milan de o grămadă de ori și mi-a ieșit super bun. Acum l-am făcut pe super grabă, crema era foarte moale că nu se întărise, că nu am amestecat că trebuie în ea și nu se mai întărise. Frișca nu mi-a ieșit că mi-a tot scos-o să o scoate din frigider, să-și bage degetele, să o bage înapoi în frigider, iar să o scoată, iar să n-a mai ieșit nici frișca. Și n-am mai avut răbdare până la urmă, m-am enervat și l-am lăsat așa, zic gata, nu mai e niciun tort la mulți ani și punct. Fără tort. Ce faci? Ce-i cu tortul ăsta? Turtă dulce. Turtă dulce? Da. L-ai făcut tu? Da. Te-a ajutat Sana? Da. Zi la mulți ani lui papa, că e ziua lui. Să trăiască mult. Asta e pentru ziua mea? Da. Da? E ziua mea. Ia uite. Mă servești pe mine cu o felie de tort? Păi, după cum observ, tortul n-a ieșit, așa că... Nu. De ce ești asta? Înseamnă că n-are gust sau ce? Nu știu. L-am făcut într-o jumătate, nu știu ce gust are. Foarte bine, bravo, mulțumesc mult. Cu mare drag. Sigur are mare drag în el? Da. Până la un punct. Până când? La ce punct? Până la un punct a fost făcut cu drag. După aia n-a mai fost făcut cu drag, că nu am mai avut timp. Și dacă n-am mai avut timp, a ieșit, uite cum îl vezi acum. Vrei să stai? Da, te rog. Sigur. El când a venit, el era, m-a văzut că eram nervoasă și supărată că nu mi-a ieșit nimica și zicea, dar nu mă, că e chiar bun, dar cred că înghițea, îi trebuia și un par de apă să-l înghită, să-l mănânce. Nu mi-a plăcut cum a arătat și cât au urcat ei să-i facă baie lui Milan, l-am și aruncat. Dar ce ai pus în ăsta? Mâncare. Cremă și... Mâncare ai pus? Cremă. De pantofi. Omul, ce sarcasm!